Conducerea companiei Apa Serv anunță pe Romașcani că este nevoie ca în ziua de 30 iunie să fie întreruptă apa în vederea executării unor lucrări de cuplare a rețelei noi cu rețeaua de distribuție apă potabilă în vederea trecerii la rețeaua nouă. Apa rece va fi întreruptă pe un număr de 14 străzi, după cum urmează. În vederea executării lucrării de cuplare a rețelei noi cu rețeaua de distribuție apă potabilă și trecerea consumatorilor pe rețeaua nouă, se va întrerupe furnizarea apei potabile în data de 30.06, ora 22, până în data de 01.07, ora 5 dimineața, pe următoarele străzi. Mihai Viteazu, de la Anton Pan până la Strada Primăverii, Alea Revoluției, Alea Liliacului, Alea Asomiei, strada 8 martie, 13 septembrie, Alexandru Zira, Mihai Zira și strada Tirului. Conducerea companiei își cere scuze pentru disconfortul produs locuitorilor de pe străzile anunțate și îi asigură pe consumatori că se va acționa cu operativitate pentru finalizarea lucrărilor amintite în termenul stabilit.